Astăzi vom încerca să tragem pe dreapta setup-urile gamerilor din cartier. Cum o să fac asta? Foarte ușor, o să merg pe la fiecare și o să-i zic, bă, dă-și mie setup-ul tău. Ideea e că vreau să-l iau și să-l mut la mine în apartament. Dacă mai vreți clipuri de genul, uitați să vă abonați, apăsați butonul de like și mulțumim foarte mult partenerului de astăzi, Nvidia GeForce Now, de care o să vă zic mai multe mai târziu. Foarte mulți probabil știți, s-au făcut deja clipuri despre Nvidia GeForce Now, dar le mulțumesc că mi-au oferit șansa să vă arăt și vouă produsul lor, care este pe de-a dreptul unul dintre cele mai bune chestii inventate vreodată, pentru că dacă aveți chiar și cel mai prost setup, știu eu, Pentium 2 sau de-astea, tot vă puteți juca pe ultimul calculator, o să aflați imediat cum. Vă las și primul link în descriere. Hai să mergem să încercăm să facem rost de setup-uri. Gata, ne-am pornit și noi în drum spre Sykes, să mergem să ne întrebăm, bă, Sicăre, dai și nouă PC-ul tău? În perioada asta majoritatea prietenilor mei au foarte multă treabă pe PC. Eu sper, dar cred că nu o să le dea Sykes calculatorul, sincer. Dar lasă, frate, că mai am eu prieten la care să apelez. Hai spre Sykes. Bă, scrim. Dar nu-mi dai calculatorul tău? Adică să merg până la Brașov să ți-l aduc? Păi nu l-ai luat și l-ai montat la mine? Nu l-am dus înapoi, nu? Sunt în dobitocul, le-am uitat. Eu ți-l dădeam, bă, da. Lasă, frate. Sunt 200 de kilometri aproape. Da, n-aș vrea să-i facem, sincer. Am ajuns la Sykes acasă. Facem și noi cum îi făceau copiii aia, sunau și fugeau. Dar noi nu fugim, că avem nevoie de ceva de... Ce-am speriat. Te-ai baricadat în casă? Ce aș, bă, îmi dai și mie calculatorul tău? Nu. Bine, lasă așa. Am ajuns acasă, Sykes n-a vrut să ne dea setup-ul, dar nu-i problemă, că eu mai am prieteni care sunt așa gamer. Îl sunăm pe Paul și le întrebăm pe el. Dacă e acasă, nu cred că mi-l dă, dacă e la sală, mi-l dă. Da, ce? Te pup, ce faci? La calculator. La calculator? Bă, poți să-mi dai și mie PC-ul tău azi, nu știu, 3 ore. Cum să dau PC-ul meu? Gen, să-mi dai setup-ul tău 3 ore. Vreau să-l iau și să-l aduc la mine în apartament, fac un clip. Bine, dar pe clip nu trebuie să se știe că tu știi că fac clipul ăsta, gen. Asta ți-am zis așa, o chemora, gen. Să-ți dau un calculator, nu merge. Nu. Am avut acum, știi că a venit Norris la mine și s-a pus la setup-ul meu și mi-a modificat toate setările la calculator, la monitor, la astea, la birou, la scaun. Dacă vrei să demontăm tot setup-ul, nicio formă. Da, bine, mă așteptam la răspunsul ăsta, sincer. Bine, mersi, Paul. Te pup, zi frumoasă. Da, mă așteptam la răspunsul ăsta de la Paul. Am încercat să-l sun pe Payne mai devreme și, bă, Payne e prietenul ăsta, vere. Îți dă mesaj cu ce faci, te pup, îi răspunzi după maxim un minut și după aia nu-ți mai răspunde niciodată înapoi. Fiți atenți, eu îl sun, l-am sunat mai devreme. E al doilea telefon pe care îl dau. Voiam să mă duc la el acasă să îi cer PC-ul, gen. Acum din a doua cred că răspunde. O să creadă că e urgent. Apelată, este momentan ocupată. Da, Payne e cel mai ocupat prieten al meu care nu-mi răspunde niciodată. Când totul se ducea de râpă, mi-am amintit asta. Hai să luăm repede și cheia de la studio. Baftă să ne dăm seama care e, că aici sunt toate cheile de pe lume. Da, mă rog, ajungem acolo la studio și vedem. Păi, băiatule, cât de cald e afară, îi mulțumim lui Dumnezeu pentru ziua asta frumoasă, 30 de grade. Problema e că eu n-am aer condiționat pe mașină. Da, hai să-mi trag și eu repede centura pe mine. Până înțeleg pe ăștia vere care nu poartă centura, că efectiv nu păcălesc pe nimeni, se păcălesc pe ei. Trebuie să văd și eu cum fac să-mi pun aer condiționat pe mașină. Cred că n-am freon, nu știu exact care e faza. Deci dacă mă vedeți transpirat pe vlogul ăsta, să știți de ce. Am ajuns la Mădălin la studio. Hai să mergem să ne facem damblaua. Probabil vă întrebați de ce am cheile lui Mădălin. Ei bine, el s-a dus să-și ia mașina de la Colanta din Oradea și a zis să lase cheile de la studio la cineva, că poate mai are cineva treabă la studio. Ei bine, Mădălin, nu te supăra pe mine că îți folosesc și eu studio acum, dar mamă, care e cheia vere? A, ei, ți-ai lăsat-o la mine, îți asumi. Păi și care e cheia vere? Asta? Nu e asta? Asta? Nu e asta? Asta? Nu e asta? Asta? Perfect, descalță-te că n-avem voie să intrăm încălțați. Tovarășul are aer condiționat, e rece aici. O, mamă, zici că intru în frigider. În frigider îmi doresc să stau toată perioada verii. Avem studioul lui mă, mamă, ăsta n-are căști, are in-ear-uri de-astea. Eu nu vreau să-i bag căștile în urechi. Ce fac, bă? Le folosești, ce să faci? Uite, le are pe astea, dar nu știu să le bag pe astea, nu știu să le folosesc. Eu nu știu unde să le bagi. În urechi se bagă. Cablu, nu, în urechi. A, ăsta, cablu nu. Cablu, uite, are asta aici. Dar nu știu dacă e. A, mă, trebuie să meargă ele așa cumva. Cum am zis mai devreme în intro, Nvidia GeForce Now, respectiv aplicația pe care o vedeți chiar acum pe ecran, o avem aici, Nvidia GeForce Now. Este un cloud gaming platform. Asta înseamnă că nu trebuie să vă instalați neapărat aplicația ca să vă jucați, ci puteți să o folosiți și în browser. De asemenea, vă puteți juca pe Windows, macOS, Android TV, telefoane cu Android în browser, pe iPhone și pe iPad, pe Safari. Eu vă recomand să faceți un test de viteză al internetului, pentru că e foarte important, pe lângă faptul că Nvidia GeForce Now îți oferă posibilitatea de a te juca indirect, dar cumva direct pe un calculator cu 4090, adică dacă tu ai RTX 1060, poți să te joci pe performanțele unui PC de 4090 cu cine știe, un PC de ultimă generație, acolo vreau să ajung. Vă recomand să faceți un test de viteză al internetului ca să vă dați seama dacă într-adevăr aveți nevoie sau nu de Nvidia, pentru că pe lângă toate frame-urile pe care ți le oferă în jocuri, există și posibilitatea de a avea zero ping sau, mă rog, o să
ți se miște mult mai bine tot. Dă vene, dăm challenge-ul. El a zis că vrea să-mi dau un challenge pe clipul ăsta și dacă nu reușesc să-l fac, sunt prost rău de tot. Fiate, nu-ți dau un challenge, dau o listă cu taskuri. O listă cu taskuri? 5 ai de făcut. Mai greu. Hai, spune, uimește-mă. Deci fii atent, trebuie să găsești o banană mitică. S-a băgat banane mitice? Mhm. Și ce fac alea? Nu știu. Bun. Să găsești ăla lui Zeus, Thunderbolt-ul ăla. Ok. Faci minim 2 kill-uri. Ok, facem. De stai, câte mai aveam? 2. Bă, da, dai pe bune listă. Nu, mai am încă 2 de dat. Așa, hai, de zi. Să cumperi mitica lui Midas. Ok. De pe iaht și ultima. Eu o să încerc să dau win. Merge? Da, dai win. Dacă nu dau win, ce se întâmplă? Hai să-i stricăm setup-ul lui Mădălin de nervi. E, ia vă-ți de vale, se vede bine și el? E, se vede și el bine, cum să nu. Acum live cu voi, fără să pot să scriptez eu ceva. Intrăm pe o hartă de creative, să vedem cum se mișcă, cum se vede și așa mai departe. Eu cred că o să se miște bine pentru că am văzut și clipul lui Sag pe care l-a postat, în care v-a arătat că, bă, într-adevăr, uite, cu Nvidia GeForce Now poți să ai zero ping. Dacă nu mă credeți pe mine, credeți-l pe fratele meu. Adevărat. Ia să vedem. Bă, cam am 500 de frame-uri, vrei să te mint? Ping 15, 13, 14, 11. Și Mădălin, vezi că n-are pe bune gen cel mai quality internet. Ideea la GeForce Now e că aveți nevoie de o conexiune la internet destul de bună ca să aveți parte de toate frame-urile, să vi se vadă și jocul bine și așa mai departe. De asta v-am încurajat și mai devreme să vă faceți un test de viteză al internetului. Ping 14, 11, 10 chiar și frame-uri 500. Eu zic că e destul de bine. Momentan mă încălzesc și eu un pic pe harta asta de practice. După aia băgăm și noi un meci în care o să îndeplinim task-ul pe care ni l-a dat The Well. Așa îmi place mie să zic. Păi îl cheamă Scream de fapt. Așa te cheamă un buletin, nu? Da. Mamă, dacă să ăsta așa. Poți să te joci ori oră gratuit și de fiecare dată după ce trece ora aia să redeschizi program. Și îți dai reset, gen, poți să te joci teoretic infinit, dar pe parcurs de o oră, după aia trebuie să dai restart și așa. Sau dacă vrei să nu ai problemele astea, îți iei un abonament. Primul e ăsta gratis, în care gen te joci așa. Al doilea e unul de 10 euro în care ți se mișcă și se vede jocul bine, dar nu la cele mai mari performanțe. Și al treilea abonament e unul de funcționează pe performanțele unui PC cu 4090 și cea mai bună conexiune la internet. Bine, asta cu conexiunea la internet mi se pare că poți să ai 10 ping și dacă te joci gratis. Oricum vă las acum boxul ăla cu subscripțiile pe ecran să vedeți voi și să citiți. Dacă vă place, dacă vă face ceva cu ochiul și să-mi ziceți și mie în comentarii dacă ați folosit vreodată GeForce Now și pe bune gen cu transparență. Ziceți-mi frate, ce părere aveți? E tare. E tare că tu știi și că vezi acolo la mine, dar gen lasă-i pe oameni să zică că așa zicem noi, n-are niciun farmec, dacă zic ei. Hai să ieșim de pe harta asta de creativ. Hai să băgăm un meci. Așa încă o chestie, nu trebuie să ți instalezi neapărat Nvidia GeForce Now, că ai auzit că am zis mai devreme că poți să te joci și din browser. Bun, am intrat și noi în meciul de solo, mergem direct la iaht să îndeplinesc unul din challenge-uri, adică să iau arma mitică lui Midas. Care crezi că sunt șansele să câștig? Sau din câte meciuri să fac asta? Eu o să încerc să dau un singur meci și un singur win. Efectiv. Ăsta e meciul, îl câștig. E un singur meci la dispoziție. E, păi acu ai zis. Ia vezi pingul ăla frumos la început, 25 ping. Cam bun. 400 de frame-uri sunt 400 de frame-uri când sunt aici în aer. Știți că PC-ul de obicei e mult mai solicitat când vezi multe texturi și așa. O să vedeți când ajung acolo la iaht, fie și mai multe frame-uri și o să fie și ping-ul mai bun, pentru că sunt player departe de mine. Mă rog, aparent am vreo doi care vin pe locație cu mine și eu nu sunt pregătit să mă bat cu ei. Și care e faza? Mi-a dat să-i boss sau e botul ăsta cu care trebuie să vorbesc sau care trebuie să cumpere de la el? Ah, deci nu mă bat cu el. Ah, zi-mă așa, gata. Bun. Primul e cumpărat. Banana mitică unde o găsesc? Ai idee? Habar n-am. Mă, dar s-a blocat sunetul ăsta de glider. Sau... ah, nu, mă, n-au aterizat ăștia încă. Ia veniți încoace băieți un pic, să vorbesc și eu cu voi. E bine că ai tras. N-am sentarele făcute. Scrim unde s-a dus. Bun, nu m-a lovit, eu l-am lovit pe el, să știți. Deci că mă joc zero build. Doamne, cât de... am văzut, șefule. Primul e făcut, da? Doamne, cât de greu e să te joci fără căști. Că nu-mi dau seama de unde vin inamicii. Da, mă, gata, bun. O să plecăm de la locația asta, că am făcut și kill-ul, avem și arma. A, uite, l-am văzut. Nu cred că are arma asta. Da, nici eu. Gata, s-a fost și el, avem și niște materiale frumos. Banana, două kill-uri le-am făcut, sau cât ai zis? Da, două, nu? Maestre, banana, mitica lui Zeus, și Winu. Bă, dar te joci cam bine Fortnite. Alte jocuri n-are aplicația asta? Nvidia GeForce Now are o librărie de 1800 de jocuri. Efectiv, toate jocurile pe care vrei să le joci, le găsești aici. Câte? 1800. Și pe lângă asta poți să te joci și jocurile pe care le ai tu pe Steam. Efectiv, tot ce trebuie să faci e să-ți conectezi contul. Eu mi-am conectat contul de Fortnite. O, n-ați văzut nimic, băieți. N-am simțit statea făcută, nu sunt obișnuit să mă joc pe setup-ul lui Mădălin. Ideea e că ți-am zis, eu mi-am conectat contul de Fortnite și mă joc pe contul meu. Dacă conectezi contul de Steam, te joci jocurile de pe Steam și așa mai departe. Luăm și noi bigul ăsta să-l bem. Ia vezi. A, și mai e win-ul, gata. Păi, nu, banana. A, da, mă, banana. Unde găsesc banana? Oare găsesc aici în locație banana? Opa. Mă iubește Dumnezeu, pe bune mă iubește Dumnezeu. Mamă, dacă îmi sparge careva asta, lăs sub picioare și cad, da, pic în apa aia, e bine. Mă, cum ai norocul ăsta? Nu știu, vere, am norocul scris în frunte, e norocul meu. Renunciu la 3 metri sau la 4 cea... ah, o lăsăm așa, mă, că asta dă hilbara. De aici trage. În spate. În spate, nu? Ia uite-l, mă, pe bune. Cu sniperul, cu sniperul. N-am sniperul. Știu, de-aia zic. Eu îți dau cu arma lui Zeus, dar mie că mă... hai mă, că-i dau. Să-l urmărească, 80? Da, mă, da. Bă, da. Da, apucă-te ala să gândesc nimic.
Bă, poți să mănânc banana sau trebuie să o țin în inventar? Fă ce vrei, ți-ai doar să o găsești. Am găsit-o, o mănânc, poftă bună. Da, eu știam că dă viață. Wow, uite cu sare, ai văzut? Vezi că e cam bun, vrei să baci zeul ăsta mitic? Da, unde sunt ăștia, mă? Bă, spate, stau așa în spate, cu în spate, în spate. Uite, pe ecran, uite, vezi alea, cu alb. Da, mă, da. Ăla acolo e. Bă, stau așa cu gâtul alungit care mă dă monitorul sus. Bă, dar ce s-a atâția? Nu mai vreau. Am văzut foarte mulți oameni că vreți înapoi clipuri de Fortnite așa. Nu știu dacă mi-a dat boss-ul atât sau dacă e player care se bate cu el. E player cu sniperul la ferță. Ideea e că văd foarte des comentarii din astea cu Robi, vrem înapoi Fortnite așa. Așa că arătați-mi susținere pe clipul ăsta dacă vreți să-mi deschid un al treilea canal pe care să ne jucăm și Fortnite. Mie mi se pare o idee foarte bună, plus că pot să pun content mai mult. Am și canalul de reacții și dacă vreți să vedeți mai mult content din partea mea, vă sugerez să mergeți și pe canalele alea. Tare era să poți să stai și cu mașina, să ai 3 dar. Mai 300 de frame-uri constant. Da, ia vezi ping 19. Mădălin, țin să precizez că n-are o conexiune la internet foarte bună. Are netul printr-un stick. Mamă, fii atent că pierd mașina. Dacă aveți net prin cablu și mă rog, aveți o conexiune la internet mai decentă, performanțele voastre o să fie mult mai bune. Respectiv, dovada pe care a dat-o Sike, că are zero ping, a filmat clipul, mergeți, uitați-vă la el dacă nu mă credeți pe mine. V-am zis mai devreme, credeți-vă pe tovarășul meu. Tu îți dai seama că tu acum ești pe setări din alea mișto? Gen să se vadă jocul ca lumea? Și ai și 300 de FPS-uri. Da, bă, nu sunt pe performance mod. Dar lasă, băteți-vă voi acolo, eu mă mai prim un pic cu mașina. Să mișcă. 4090, 4090, frumos. Mai e și monitor 4K. Și de asta am uitat. Salutare, domnule! Dă un picu. Unde s-a dus, mă? Nu știu, bine. L-am auzit. Dacă ce bună e mitica asta. Bă, vezi că e foarte OP. Pentru cei care ați văzut la turneu, am jucat și eu cu Tommy Ganu, s-au făcut 5 kill-uri puternice, am ieșit și noi pe locul 4 la turneul de Fortnite, dar nu mai zicem. Pe mine m-ai luat în țintă cu Tommy Ganu. Pe tine te-am luat. Da, știu, pe tine te-am luat. Am jucat versus Scream, am jucat, s-a făcut un turneu acum recent, nu știu dacă l-a văzut toată lumea, dar cel mai probabil toți oamenii de pe clip l-ați văzut, cu creator de conținut și cu pro player din Europa. Hai să mergem și noi în zonă. Vrei să joc tactic cum am jucat atunci la turneu? No. Să stau, să mă duc cu zona asta. Așa, vezi că deja am 5 kill-uri și tu mi-ai dat task de 2. Știu. Păi, ești nebun, trebuie să stricăm PC-ul, Mădălin. Sau? Deci am găsit tot, dar trebuie doar să mai câștig. Banana am găsit-o. Vrei să-l facem un pic mai interesant? Câștigând de pe Skybase. Dar nu vreau să mă urc acum. Am cheblat materiale perfect. Aș putea, dar n-am cum să mă urc acum. Păi nu acum. Mai târziu, în zona, o să-l să mă duc. Trebuie să câștigi de pe Skybase. Păi știi ce ar trebui să fac? Cred că ar trebui să caut aripile alea, că dacă cad de acolo, măcar să nu mor. Nu? Nu știu, te descurci. Ah, marmalul Zeus de fapt. Și cum ar fi să mă bată băiatul ăsta de aici acum? Mi-e frică un pic de băiatul ăla. Vrei să mă duc tare pe el? Hai că n-am setările mele. Și el are Tommy Gun. L-ai prins în box. I-am făcut un pic căsuță. Opa, 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 opa. Dau câte un leu de fiecare dată când nimerești. Dai? E bine. Donație, ai un leu. A, mie îmi dai. Hai că mai fac Skybase-ul de vele. Uite câte materiale am. De două ori ai nimerit. Dă 2 lei. Ai 2 lei la tine? N-am. Lutul tău e lutul meu. Ce cred că s-a simțit prost. A știu că faci challenge. Bă, da, bai, da, mă, lasă-l. Dacă se chinuie băiatul ăsta să dea win-ul și vin eu acum să-l stric. 6 kill-uri, 6 kill-uri, frumos. Ce, îți dau 10 kill-uri? Mm-mm. Primele impresii așa, mi se pare că se mișcă demențial. Grafica e una superbă. Și 370, 404, 418 frame-uri văd acolo, în dreapta sus. Eu zic că e bine. Ce e ăla, mă? Battle Bus? De ce mi-arată autobuzul ăla pe ecran? Vin băieții din următorul meci? A, e trenul. Bun, oare pot să urc acum pe high ground? N-aș urca acum. Frumos. Uite-l pe ăla, dă cu Zeus. L-am văzut, dar nu mă duc. A, tu te gândești că dacă pici de pe Skype, îți dai cu Zeus-ul repede în ultima secundă. Da. Uh-huh. Un sniper, trebuie atât. Ia atent ce-i fac. Nu o să dărâme decât o placă. Păi una îmi trebuie. Da, dar luat-o fix pe aia care nu trebuie. Ia vino jos, tăticuțule. Și a dat din pus. Dă și mie să înapoi. Bă! Uite unde mi l-a pus! Bă, aici sunt e eu. E bine că mai e de Skybase după. Păi îl bat pe băiatul ăsta. Ba, așa gen impresii pe bune, așa la rece sau la cald, nu știu cum e vorba. 20 ping, 400 de frame-uri, se vede frumos. Ii, l-am văzut. Știi ce vreau să fac, nu? Când sare să-i dai direct. Bă, eu am o idee. Ii! Și-a dat șocul. Ce prostie. Da, mă, da! Cât am bătut așa? 2. Mamă, cât sper să meargă asta cu arma lui Zeus. Hai, băieți, încercăm să dăm Skybase. Mamă, dacă mor, dar n-am cum să mă duc acum sus de tot, că o să iasă în evident. De ce nu faci aia cu scara? Asta fac. Îl fac un pic mai diferit. 1v1v1. 1v1. Mamă, cât sper să moară băiatul la zonă. Bă, în apărarea mea eu acum chiar încerc să fac Skybase-ul. N-are mă nimic. Nu m-am lovit eu, voi v-ați lovit. E undeva pe aici, băiatul ăsta. Aha, l-ai văzut? E acolo pe munte, uite-l. Ce l-a cu să câștige. Fii atent că dansează. Mamă, dacă luam sniperul lui băiatul ăla. Ia, mă, și dacă sparg eu acum pentru tot răul pe care mi l-a făcut el mie. Bă, vreau să mă înțintă! Băi, stai mă, că vreau să te întreb ceva. Cred că trebuie să te lași, să nu mai joci pe PC. Poți să joci de pe telefon? Da, poți să te joci de unde vrei tu, din browser. Am fost cam greedy, bă. Cum am zis mai de noi, vă recomand să testați Nvidia GeForce Now, să vedeți dacă vă place. Eu zic că ăsta a fost un meci decent, s-a văzut bine, pingul ați văzut și voi, a fost unul extraordinar. Aveți linkul de la GeForce Now în descriere, dați un ochi și cei care l-ați folosit deja vreau să vă lăsați părerea sinceră în comentarii despre acesta. Boxul cu abonamentele o să vi las iarăși pe ecran ca să vedeți și poate vă decideți, bă, vreau sau nu vreau. Eu am văzut Robi, a fost Scrims, ne auzim data viitoare.
Pa. Subscribe.